Timp de 3 zile, la Statul Major al Forțelor Navale, s-a desfășurat un schimb de experiență între finanțiștii români și cei americani. În ce a constat această colaborare și cât de fructuoasă s-a dovedit a fi, vom afla în cele ce urmează. Săptămâna aceasta, secția financiară a Statului Major al Forțelor Navale a primit o delegație a Comandamentului Forțelor Navale ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa, formată din comandorul William Steedman, șef financiar, Raymond Werkel, șef al biroului planificare resurse, și Albert Bond, analist de buget. Delegația a fost primită și de șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral comandor dr. Traian Atanasiu, care, după tradiție, l-a oferit acestora o machetă cu simbolul marinăresc. Timp de 3 zile, finanțiștii americani împreună cu cei români s-au întrunit în sala elită a hotelului militar, unde oaspeții au oferit informații necesare despre organizarea structurilor financiare în cadrul Departamentului Apărării și al Forțelor Navale americane. Scopul acestei întruniri a fost pur și simplu de a schimba idei, informații despre operațiunile financiare ale forțelor noastre navale, planuri, programe asupra bugetelor. Deci motivul a constat în furnizarea de informații și cred că acestea au fost bine primite, iar în schimb am primit și noi informații pe care le considerăm de asemenea valoroase. Activitatea se înscrie în planul de cooperare mil-to-mil și are ca scop sincronizarea serviciilor financiare ale forțelor navale române cu cele americane pentru a corespunde standardelor NATO. Pentru integrarea marinei militare în structura euroatlantică este necesar să ne adaptăm și sistemul de planificare și finanțare. Precizez că pentru anul 2000 ne vom desfășura activitatea atât pe programe, pe bază de programe, cât și pe sistemul clasic. Urmând ca în anul 2002 activitatea economico-financiară să se desfășoare numai pe bază de programe. În cadrul acestor reuniuni, delegația americană a încercat să vină în sprijinul sistemului nostru financiar, prezentând o vedere de ansamblu asupra modului de planificare, programare și constituirea bugetului în cadrul forțelor navale americane. Din ceea ce am văzut la ofițerii dumneavoastră, ei sunt capabili să atingă orice standard pe care și-l propun. Desigur, noi nu am făcut decât să prezentăm informații despre marina americană, să arătăm cum procedăm noi. Însă aceste exemple pot fi luate în calcul sau nu de către forțele navale române, aceasta fiind decizia Guvernului României și a Marinei. Pentru o armată ce traversează momente de rătăcire și criză, strângerea relațiilor româno-americane sunt oportune. Găzduind astfel de reuniuni, România își demonstrează încă o dată disponibilitatea de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică.